Încăpem? Încăpem. Păi vă salutăm, distinși consumatori de vloguri în scene. În vlogul de astăzi mergem la cel mai tare spa din București, conform review-urilor de pe Google. Mergem la... The Floating Room. De fapt e The Floater Room. Dar până acum eu i-am zis The Floating Room și Georgiana a rămas cu The Float. Așa, okay. Știți că am talentul de a strica toate numele. Haideți cu noi să vedeți care e combinația aici. Le-am adus premium. Hai să vedem. Apropo, au 4,9 pe Google din 500 de review-uri sau ceva de genul. O să mă uit acum ca să vă zic exact cu acuratețe. Ia să vedem. Mamă, ce vibe e aici. Zen. Da, se numește The Floater Room. The Floater Room, da? Mulțumesc, Marian. 169 de review 4.9. Hai să vedem. Am ajuns. El este Vlad, pe nume de buletin, cum ai zis? Vladimir Bulina. Ați auzit. Vlad, ăsta este premium. Ok, mersi frumos. Chiar te invit să-l deschizi. Ia să vedem. Wow. Sunt foarte mulțumiți oamenii care vin la voi. 4.9 e bum. Pare bine să aud asta. Harta României e răzuibilă, ca să nu uităm unde suntem. Un găzănaș Google. Da, are înăuntru tot felul de agende. Mm-hmm. Soția e foarte nebunită o chestie de astea. A fost foarte încântat, am primit și noi, suntem fericiți. Super, super, mersi. Ce mai important este aici. Aici ce da. Da. La pièce de résistance. Ok. Super tare. Deci cum ar veni, voi sunteți cel mai tare spa din București și Ilfov. Conform review-urilor oamenilor. Deci poporul v-a votat cum ar veni. Îmi pare foarte bine să aud asta. Felicitări! Mulțumesc frumos! Acum o să testăm și noi să vedem cum e experiența. Am rămas uimit să văd că în aceste capsule, ca așa spun, exact. În aceste capsule poți să stai fie în short, în costum de baie, dar și dezbrăcat, în pielea goală. Sigur. Ca și recomandarea ar fi să stai în pielea goală, după ce s-a prezentarea, camerele sunt private. Deci nu mai întâlnim, mai ești tu cu tine. Dacă simți confortabil, e ideal. Cât de tare chestia asta. Și cât durează sesiunea? Sesiunea durează o oră. Nu există neapărat o sesiune standard, dar fiind prima oară când plutiți, e bine să încercați o oră, vezi cum vă simțiți. Și după aia depinde de la un om. Poate să fie o oră jumate, două. Mamă, deci o oră de stat în... Tu cu gândurile tale și... Tu cu tine și niciun alt stimul exterior. Mamă! Nu știu, s-a întâmplat să ia cineva razna? Sunt nicio formă. Înseamnă că o să fie eu primul. Adică, mi-e frică să stau doar eu cu gândurile mele. It is scary, da. Astea sunt regulile. Uite, dotare oferite în culpă sub dopuri de urechi. La cerere și ai rețele de machiante, adică să te curăți, să fie totul bine. Inclusiv apă, ceai. Pe care le avem. Deci sunt două camere. Exact. Trebuie să le simt clasificare, camera mișoară ca și dizainul este fix la fel după ce se intră în urmă. Mă, ce arată ca în filmele SF, jur. E un cucun, așa. Mă, ce mai de aici. Și toate au frumos cabina de dus, să te dușezi înainte, bănuiesc, nu? Da, doar puțin de aici ca și layout. Puteți deschideți unul? Sigur. Hai, da, lăsa că e puțin mai mare. Mua! Bine să cred de tare. Asta este tot podul nostru. Este pur și simplu bea acoperită, umplută cu apă și seara mare sau de Epson. E super ușor de folosit, ai doar două butoane pe interior. Cel din stânga verde e pentru lumini. Plicuri scurte, deschizi și închizi luminile. Aha. Iar ca și culori se schimbă singur, un fel de cromoterapie. Dacă okay. E singură culoare, ții mai lung 2 secunde și nu se mai schimbă aspect. Ah, ok. Un buclic scurt se schimbă, încolo se închide. Cel din dreapta are două... Ce ai pasat să se închidă? Pe cel plicuri scurte, ah. Se deschide. Ah, ok, ok. Celălalt? Exact. Cel din dreapta are două funcții. Când intri prima oară înăuntru, apeși pe să-ți spui că ai intrat, altfel nu știu unde ești în cameră și când se începe ședința. Ah, ok. Și a doua funcție, când, dacă ai nevoie de ceva cu parcursul ședinței, apeși din nou, din pat la fel de bun de panică între ghilimele. Ah, ok. Ca ultime două, trei sfaturi, apa este foarte, foarte slată. Prin prima oară când plutiți, e posibil să vă mișcați, să vă intre apă în ochi, puste-o puțin, dar nu nicio problemă. Eu nu știu cu apă curată pe internet de plumbin și față și la felul prosop, să nu ștergeți, mai zic ceva. Ah, ok. Cea mai importantă chestie, capacul. Nu știu cum vă simțiți în spații mai închise și întuneric. Fiind prima oară veți aflat pe spun cum vă simțiți. Exact. Ideea plătirii este într-adevăr ca în timp să ajungeți să închideți totul. Capac, lumini și muzică să nu fie niciun fel de stimul exterior. Să fiți voi cu gândurile voastre. A, deci în primul față poți să încerci fără să închizi capacul. Exact. Și pe măsură să... Fiind prima oară recomand să o ați încet să vă simțiți confortabil. Ok. Capacul are un nerv pe interior. Aici, okay. Se poate ține deschis de ședința cum este acum, nu e nicio problemă, dar nu recomand. Recomand să fie cât mai închis posibil.
este cum îl lăsați, dar recomand să fie cât mai închis posibil până la fi închis total. Chiar și închis total, mi-e închis hermetic. Să vă spunem că respirat înăuntru, deci fie și prin prosențe, aer prin spate iese, se recirculă. Okay. De-aia recomand, dacă vi se pare destul de confortabil încât să plătiți fără niciun fel de stimul, trebuie să închideți și luminile în cameră. Mai faceți că e închis total, din afară, mică de lumină. Și o poziție intermediară, în caz că vi se pare prea cald, așa cum e închis, ia că s-o pomit, se rulează și se pune capac și pot. Ah, elegant! Exact. Asta e mai totul, ființa durează o oră sau jumătate de oră cum este acum. La început aveți niște muzică de relaxare, să știți că a început muzica și să vă relaxați mai ușor. După aceea este liniște și la sfârșit, când sunt 5 minute, de începe singura muzică. Ok. Ok, hai să vedem cum va fi. Okay, să tragem oricum două cadre, adică să tragem un cadru, prima senzație pe care o ai când te așezi acolo. După aia o să oprim filmarea ca să ne bucurăm de experiență și vom trage concluziile la final. Cel mai bine. Din punct de vedere organizator, doar eu o să intru în acest cucun. Georgiana are mai multe chestii complicate la ea, cu machiaje, chestii tristiși. Durează prea mult și... În fine, e suficient. Mergeți pe încredere, știți foarte bine că e băiatul, e sincer, vă spun exact cum va fi. O să mă filmeze ea, ce bine. Adică mă filmează în prima fază când o să intru în acest cucun, în această capsulă. După aia o să închid aici și după aia o să se ducă și o să stea pe telefon în sala de recepție, pe rol sau undeva. Și o să vină și o să mă filmeze cu reacțiile de final, reacțiile cu concluziile vis-a-vis de cum a fost experiența asta. În mod normal, ședința are loc o oră, dar noi stăm jumătate de oră să experimentăm, pentru că ne așteaptă noi la casă. Urmează să intru să fac un dușuleț și după aia intrăm în capsulă. Dușulețul. Se spală băiatul frumos, elegant, civilizat. Pregătiți pentru spectacol? Mă, uite ce cald e! Deci apa e mică, cum ar veni. Deci pentru că e foarte sărată apa, te ridică instantaneu, frate. Deci ești la modul chiar plutești. Mamă, cât de jmecher e! Wow! Ce sărată e apa, frate! Simți pe piele că e sărată, știi? Super șmecher! Ok, păi în cazul ăsta facem în felul următor. Îmi dai GoPro-ul ca să trag un cadru aici cu mine când sunt închis complet. Și după aia îți dau GoPro-ul ca să tot chiar să plutești să văd cum e jumătatea asta de oră, da? Bine. Cronometrezi tu, dai drumul la ceas. Bine. Wow! Dar înțeleg de ce are nota asta pe Google. Înainte de toate, trebuie să vă zic, așa cum am zis și în celelalte clipuri, acest clip e făcut în colaborare cu Google și trebuie să înțelegeți care este conceptul din spatele acestei campanii. Oamenii de la Google promovează acest Google, compania mea, unde oamenii care au business-uri să le introducă în Google, compania mea, să introducă datele complet, să le actualizeze complet, adică constant și complet, numai de telefon, website, orar, prețuri, desigur. Enjoy, domnul soț! Pa! Deci nu să cred cât de tare e experiența pe care trebuie să o aveți cu toți în viață. E nebunie totală. Da. Înțeleg perfect de ce sunt declarat de clienților ca fiind cel mai bun spa din București. Înțeleg perfect. Ok. Predau GoPro ca să pot să mă bucur de această jumătate de oră. Ne vedem în jumătate de oră. Pa! Ce s-a întâmplat, domnul soț? E de puțin apăsarea în ochi. Aoleu! M-am relaxat complet, frate. E o senzație. Deci cred că așa se simțea mai în vârtică? Acum 5-6 luni în volta mamei, știi? Stai și plutești în... Cred că așa e când ești în volta mamei, știi? E o chestie de relaxare pentru că plutești și nu faci niciun efort și pur și simplu stai și ești tu cu gândurile tale cu urechile în apă și inclusiv plutirea e datorită sării, nu trebuie să o faci tu din respirație, cu ajutorul aerului din plămâni. Nu știu cum să explic, e atât de relaxant. Dacă nu era chestia asta de mine, dai puțin apă în ochi, adică... Acum,
pare la loc. E super șmecher. E super. Sunt curios cum e să stai o oră așa. Cred că ieși alt om de aici. Sure. Be right back. Oh. Doamnă, aveți un băiețel. Ah, un băiețel de prostă de chile. Te lăsăm să te faci decent. Wow. Te îmbraci toate cele să ne spui cum a fost. Am făcut și pe mără. Am o senzație de sare în mără. Cred că o să mai mănânc sarat o lună. Și toată lumea știe că eu iubesc sare. Foarte mult. Marian își pune sare în mâncare înainte să gust. E bine, acum am făcut baie de sare. Și în al doilea rând mă simt atât de relaxat. De parcă am dormit o lună de zile, Joel. Sunt pregătit pentru spectacol. Să fac clipuri frumoase pe acest canal. Rămâneți alături de noi, abonați-vă, pentru că vom călători prin țară să găsim cele mai tare restaurante, restaurantele cu cele mai bune note pe Google, cele mai tari hoteluri, hotelurile cu cele mai tari note pe Google, cafenele și, desigur, mai de și la spa. Trebuie să vorbim cu Vlad acum puțin, că cât am stat eu aici în această capsulă, mi-au venit o groază de idei și de întrebări. Haide să vorbim cu Vlad. Mamă, cum a fost? Deci mă simt alt om, jur, alt om. Știi, toată lumea vorbește despre deconectare, despre social media, că e bine să dai uneori sign out, să nu mai stai pe social media, TikTok, Instagram, YouTube. Și e bine uneori să stai tu cu gândurile tale, să te bucuri de realitate. E bine, asta este versiunea în viața reală a deconectării. Pur și simplu te deconectezi de viața reală și stai tu cu gândurile tale și plutești. Parcă ești undeva în univers acolo și plutești așa, printre stele. Ceva extraordinar. Și mă simt, am atâta claritate în gândire încât nu vine să crede că e o... Frate, trebuie să stau o oră. Adică dacă stăteam o oră aici, cred că ieșeam, nu știu, luam vreun Nobel, ceva. A fost genial. Am câteva întrebări. De unde vine conceptul ăsta? Adică eu am simțit ca și cum ești în pântecul mamei, okay. odată, ca și cum plutești undeva printre stele, în univers, pur și simplu, nu trebuie să faci nimic, ești relaxat complet, nici măcar, știi, când faci pluta în apă, trebuie să te concentrezi la respirație ca să plutești. Corect. Aici nu trebuie să faci nimic, pur și simplu ești tu gândurile tale. De unde e conceptul ăsta? De unde vine? Conceptul a apărut acum foarte mult timp, 70 de ani cam așa. Ideea inițială a fost la un medic neurochirurg să testeze efectele de privire senzoriale pe pacienții lui. Așa. Dar de atunci, de unde era un concept foarte rudimentar, adică se băga pe pacientul pur și simplu într-un tub cu apă, a început să devină puțin mai blând. Da, și într-adevăr, asta e și ideea, să nu ai niciun fel de stimul exterior ca să poți să mintea să se poate focusa pe interior. Mi se pare, știi, asta am și zis mai devreme, știi, când te deconectezi de social media, dai logout, exact așa mai cădeai din viața reală, știi? Corect. Îți pare incredibil. Da. De cât timp există? Din 2016. 2016. Da. Felicitări. Îmi pare bine, mi-ai simțit bine. Vom reveni și voi sta o oră. Neapărat îți recomand. Super tare. Adică o aduci pe Ionasca să se relaxeze. Are nevoie, a născut de curând. Mulțumim și felicitări și pentru premiu, dar și pentru servicii, să zic. Mulțumesc așa. Foarte tare. Se bea ceai după, eu eram pregătit să plec. Vezi? Cu alcaline sunt. Să fii pe fugă. Ce tare. 5-6 pentru ceai, doamnelor și domnilor. Mulțumim mult de tot, vom reveni. Special pentru soție. Doamne ajută. Distinși consumatori de vloguri, abonați-vă, pentru că mai vin vloguri fine în stilul ăsta. Doamne, cum a fost! Deci conceptul este foarte simplu. Cei de la Google nu au ales ei câștigătorii, doar au selectat locațiile cu cele mai bune review-uri. Locațiile trebuie să îndeplinească 3 criterii. Prima, să aibă cea mai mare notă. A doua, să aibă peste 100 de review-uri. Și a treia, să aibă datele completate și actualizate constant în Google compania mea. Vă recomand, dacă aveți o companie, să completați acolo în Google compania mea. Și dacă sunteți doar clienți, de câte ori mergeți undeva, să lăsați un review pe Google, pentru că chiar ajută atât business-ul, cât și pe ceilalți oameni care caută business-ul respectiv pe Google. Crăciun fericit! We'll be right back.